Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Am să încerc să trec prin acest subiect din această seară, care este foarte actual și de o importanță mare pentru noi la început de an. Am zis să trec deoarece timpul a trecut înaintea mea și mă trage ca să termin cât mai repede. Subiectul din această seară, care și are suportul în textul Habacuc 3:2, l-aș intitula Însuflețirea lucrării în anul 2004. Deci în anul nou care a început astăzi. Însuflețirea lucrării. Ce înseamnă a însufleți? După cum am auzit și înainte, a însufleți înseamnă a da viață, a da înviorare, a da impuls și progres unei lucrări. Despre ce lucrare este vorba? Desigur, este vorba despre lucrarea de mântuire prin credința în Iisus Hristos, lucrare care trebuie să ne cuprindă pe fiecare. Mai precis, despre ce lucrare este vorba, putem să citim în Evanghelie. Haideți, am să citesc ca să ne reamintim cele 6 direcții, ca să facem o scurtă observație, dar de o importanță extraordinară cu privire la direcțiile de lucru mântuitor a lui Iisus Hristos. Dacă citim în Evanghelia după Luca, capitolul 18 și 19, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Sunt 6 direcții binecuvântate care toate alcătuiesc și ansamblează lucrarea de mântuire efectuată de Iisus Hristos. Această lucrare de mântuire, această lucrare mântuitoare trebuie înviorată în anul 2004. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Observația! Dacă citim la prorocul de referință Isaia, capitolul 61:1, acolo sunt 7 direcții de lucru prorocite cum că se va lucra, va cuprinde această lucrare mântuitoare și spre îndurarea pe care noi o simțim asupra noastră, spre dragostea lui Iisus Hristos, observăm că El ia cartea legii și lasă o direcție la o parte. Și anume, acolo în 61 Isaia, cu versetul 1, scrie și o altă direcție, și anume, am venit să lucrez pentru o zi de răzbunare. Dacă citim. Aici nu citește Iisus Hristos din Isaia ziua de răzbunare. Credeți că numai așa întâmplător nu știa să citească Iisus, scapă o frază afară? Datorită marii îndurări a lui Dumnezeu. El definește numai în 6 laturi lucrarea pentru care a venit și care trebuia să fie înviorată și în anul 2004. Dumnezeu să fie binecuvântat, fiindcă în anul Lui și în îndurarea, în bunătatea Lui, lasă să treacă ziua de răzbunare pentru alții. El a venit, a trimis pe Iisus Hristos în lume să lucreze numai pentru direcțiile de răscumpărare, de mântuire. Apoi, trebuie să mai facem încă o observație și anume, este lesne de înțeles că ni se pune întrebarea sau noi punem întrebarea în noi înșine dacă acest subiect este actual. Dacă acest subiect este actual, adică există lucrarea de mântuire care trebuiește înviorată în anul 2004.
ce se întâmplă, dacă studiem fenomenul social-politic din timpul lui Habacuc, fiindcă această rugăciune a fost făcută de prorocul Habacuc cu 600 de ani înainte de nașterea lui Hristos. În acel context social, politic, militar, economic, a fost făcută această rugăciune în care timp era dezastru în Israel și în regatul lui Iuda. De ce? Veniseră babilonenii sau caldeenii Babilonul și a luat robi și roabe din tot Israelul, a desființat, aproape a făcut una cu pământul Ierusalimul. L-a dărâmat. A fost o luptă crâncenă între Ierusalim și Babilon. Deci, o luptă crâncenă pe viață și pe moarte între Ierusalim și Babilon. Ce ne spune aceasta în mod simbolic, spiritual? Și astăzi, din punct de vedere spiritual, simbolic, este o luptă crâncenă între Ierusalim, între mama Ierusalim și între mama Babilon. O luptă formidabilă între două mame, între mama Babilon și mama Ierusalim. Vorbesc din punct de vedere spiritual. Dacă luăm și citim să vedem cum este definită mama Babilon, să zicem în Apocalipsa, doar în în capitolul 17, versetul 5. Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Aceasta este definiția acestei mame, înțeleasă în sens simbolic. Iar mama Ierusalim este definită de Apostolul Pavel în epistola lui către Galateni. Iar Ierusalimul cel nou, care este slobod și este mama noastră. Vedeți dumneavoastră, pe tărâm spiritual duhovnicesc, se duce această luptă între mama Babilon împotriva mamei Ierusalim ca să o facă una cu pământul, să o dărâme, să o desfințeze, spiritualicește vorbind. Umblă să ne ducă copiii în robie, umblă să ne duce fiicele, să ducă toată populația Ierusalimului, care este definit la Apocalipsa 21 și acolo poartă un nume, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Deci mulțimea asta numită cortul lui Dumnezeu cu oamenii formează Ierusalimul cel nou, care este mama noastră. Se dă o luptă formidabilă și în lupta aceasta se vlăguiește puterea noului Ierusalim, care este mama noastră. Și ea trebuie înviorată din ce în ce în anul 2004, zic eu. Acum să vedem, trebuie să înțelegem fenomenul acesta, ce înseamnă și cum, care sunt factorii care duc la înviorarea lucrării în Ierusalim, în cortul lui Dumnezeu, cu oamenii, în biserica noastră, în familiile noastre care facem parte din acest cort, în interiorul nostru care este un templu al Duhului Sfânt sau templul lui Dumnezeu. Trebuie înviorat, nu-i așa, fraților? Activitatea spiritual-duhovnicească trebuie înviorată în mine, în tine, în toți. Apoi trebuie înviorată în familiile noastre. Apoi trebuie înviorată în bisericile noastre. Trebuie înviorată în totalitatea trăirii sau vieții bisericii, care este trupul lui Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Este foarte important de știut, măi, care sunt factorii sau ce trebuie să facem ca să se învioreze în anul 2004 această lucrare. Lucrarea lui Dumnezeu sunt și eu, ești și tu. Prima lucrare și de o importanță colosală a lui Dumnezeu în mulțimea lucrării lui Dumnezeu, numită aici lucrarea lui Dumnezeu de mântuire, ești tu ca element și eu ca element. Trebuie să înviorat, adică să primesc viață eu, să primești viață tu, să fii ținut cu sănătate tu, să fii ținut cu sănătate eu.
Mulțumesc lui Dumnezeu că eu am beneficiat anul trecut de această înviorare. Anul trecut, aproximativ, vorbesc la eroare de ceasuri, pe vremea aceasta eram la amvonul Bisericii Elim. Am fost cu ai mei, cu copiii acolo și am adus un îndemn care a fost chiar acesta, de la Habacuc 3:2, și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Peste o săptămână, în februarie, la începutul februarie, am fost la câteva minute de moarte. Știți dumneavoastră toți, și era să trec dincolo fără viață. Și Dumnezeu și-a adus aminte, poate, de rugăciunea din momentul de anul nou și-a adus aminte de rugăciunea Domnului Iisus Hristos, care a zis, mai lasă la anul acesta. Dar oricum, eram la câteva minute să trec dincolo în veșnicii. Operații grele, formidabile, care mă țineau între viață și moarte. Dar Dumnezeu a ascultat această rugăciune și mi-a dat viață. M-a înviorat. Poate mâine, poimâine, peste o săptămână să fii tu, sau tu, sau tu, sau chiar eu din nou. Nu-i așa? Deci primul care este înviorat în lucrarea mare de mântuire a lui Dumnezeu trebuie să fim noi, copiii lui Dumnezeu. Noi care purtăm relațiile din această sferă a mântuirii prin credința în Iisus Hristos, care am făcut legământ cu Dumnezeu. Și așa mai departe, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar ce trebuie să facem? Aceasta este foarte important. Să știm ce trebuie să facem ca Dumnezeu să treacă la lucru și să învioreze lucrarea în anul 2004. Am să citesc din Scriptură 10 lucruri care trebuie să le facem târâși grăpiși. Oricum, în seara aceasta trebuie să luăm la cunoștință că ele există și cum Dumnezeu ne ajută, fiindcă suntem slabi și de la El vine și voința și înfăptuirea în viața noastră și El face totul, nu noi. Noi nu putem face nimic, cel puțin luând la cunoștință să ne fixăm atenția asupra acestor direcții care duce la înviorarea globală sau generală și la înviorarea particulară a fiecăruia dintre noi. În primul rând, duce la înviorarea tuturor în anul 2004 pocăința și întoarcerea la Dumnezeu. Să vedeți cum este descris acest proces la Faptele Apostolilor, citim capitolul 3, versetul 19, 20 și 26. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare sau de însuflețire și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, adică pe Iisus Hristos. Cum să-L trimită? El a fost trimis. Iisus Hristos a fost trimis. Dar ce înseamnă prezența Lui? Ascultați versetul 26. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul Său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Formidabil, nu-i așa? Iisus Hristos, cu toate că a fost înălțat la cer, El este trimis, cum am auzit înainte, din când în când și aproape tot timpul, ca să ne binecuvinteze prin iertarea greșelilor și fără de legilor noastre. Nu e așa că această ridicare de povoară aduce înviorarea? Noi ne luăm juguri străine pe umerii noștri și lăsăm deoparte jugul lui Hristos. El ne ia aceste juguri, aceste poveri, ne îndepartă fără de legea și ne iartă păcatele prin puterea pe care o are El de mare mântuitor.
pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele și să vină atunci vremurile de înviorare. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. O altă cale pe care vin vremurile de înviorare, acestea sunt niște albii pe care vine apa răcoroasă și curată de la Dumnezeu, care spală, care înviorează. O altă care era sau este la epistola lui Pavel către Filipeni. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3, începând de la versetul 13, și anume, o altă modalitate de a înviora este a avea gândul alergării spre țintă. Gândul alergării spre țintă, ținta fiind Iisus Hristos. Această țintă la care trebuie să țintim și să ajungem în alergarea noastră este descrisă la Evrei, capitolul 3 cu 1 și 12 cu 2, având patru poziții, patru calificative formidabile în alergarea noastră. Ținta alergării spre care trebuie să alergăm este apostolul și marele nostru preot al credinței noastre, și apoi el este privit ca o mare căpetenie a noastră și o mare desăvârșire a credinței noastre. Deci este privit ca apostol, ca mare preot, ca și căpetenie și ca desăvârșire a credinței noastre. Asta este ținta, care este, zice, Iisus Hristos. Citim de la versetul 13. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți. Și dacă există cineva aici pe care nu îl însuflețește gândul acesta sau nu este de acord cu aceasta, Dumnezeu, scrie în continuare, îl va lumina și vom ajunge toți ca să privim direct fiecare aceeași țintă. Iar ultimile 8 direcții sau feluri de lucrare a înviorării pentru anul 2004, a înviorării, lucrării de mântuire în viața mea și a ta, a bisericii, sunt scrise tot de către Pavel la Filipeni, același capitol 4 cu 8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Deci în total 10. Pocăința și întoarcerea, gândul alergării spre ținta mântuirii noastre, care este Iisus Hristos, apoi adevărul, cinstea, dreptatea, curățenia, iubirea, primirea, tot ce este vrednic, fapta bună, lauda, acelea să ne însoțească și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.